Eticheta este prezentă în viața tuturor, deși bunele maniere nu se studiază la școală. Afacerile trebuie făcute cu eleganță, iar un businessman ar trebui să țină cont întotdeauna de acest lucru. Monica Neațu este lector. Îi învață pe cursanți că buna impresie contează la fiecare întâlnire de afaceri. De prima impresie contează. De ce? Pentru simplu fapt că atunci când partenerul nostru de afaceri ne vede pe ușe, se gândește, oare persoana cu care voi colabora corespunde valorilor instituției fondate de mine, instituției în care lucrez. De aceea este bine, în primul rând, înainte de a ne prezenta la o întâlnire, să studiem puțin valorile instituției respective, să cunoaștem care este stilul afacerii, eventual dacă există un cod vestimentar în instituția respectivă și să ne adaptăm momentului respectiv. Depinde unde are loc întâlnirea respectivă. Dacă are loc în instituția în care lucrăm, sunăm persoana pe care am invitat-o, ne cerem scuze, spunem că suntem blocați în trafic sau cine știe ce s-a întâmplat, poate suntem prinși cu altă negociere, în contextul acesta anunțăm, ne cerem scuze și eventual îi rugăm pe colegi care colaborează și lucrează în aceeași echipă, se invite persoana respectivă într-un birou, îi se oferă o cafea și eventual încercăm să ajungem cât de repede putem. Ce facem dacă am organizat un prânz de afaceri? Aici lucrurile se complică. Am organizat un prânz de afaceri și întârziem. Suntem prinși în trafic. Cel mai bine sunăm persoana respectivă și ne cerem scuze, dar sunăm și la restaurant. Este bine să discutăm din timp toate aceste detalii la restaurant, sunăm imediat la restaurant, le cerem să invite persoana invitată de noi la masă și eventual să o servească cu o cafea, un pahar cu apă, ce își dorește. Dacă însă întârzierea noastră riscă să dureze, eu știu, o oră, o oră jumătate și așa mai departe, cel mai bine este să ne cerem scuze față de persoana respectivă și să amânăm întâlnirea. Grav este când trebuie să ne întâlnim cine știe unde în centru și e feroce să ținem pe cineva și 10 minute în stradă. De aceea este bine să ne gândim, întâlnirea de afaceri are loc într-o cafenea. Francezii au o regulă foarte interesantă în cafenelele pariziene și ar trebui pe undeva, mă gândesc, pusă în practică și în spațiul românesc. Întotdeauna separeurile de la etaj sunt, să spunem așa, 3 spații. Spațiul turiștilor pe trotuar, urmăresc vă totul. În interior este spațiul localnicilor și la etaj, în separeuri elegante, vin chelnerii cu tăvi de argint și servesc pe oamenii de afaceri, pe avocați care se întâlnesc cu clienții. Totul are loc la etaj, discret. Și în contextul acesta nu ne obligăm nici interlocutorul să ne aștepte. Se întâmplă să întârziem, dar într-o cafenea sau într-un restaurant lucrurile merg mult mai bine. În stradă e feroce, credeți-mă. Dacă din cadrul instituției respective vine cineva și ne așteaptă la intrarea în instituția respectivă, lăsăm persoana din instituție să ne conducă, face parte din așa numitul comitet de primire, îl veți întâlni și în instituții și în universități și așa mai departe, lăsăm persoana respectivă să ne conducă și în momentul în care vom ajunge în, eu știu, amfiteatru, sală de ședință și așa mai departe, persoana respectivă ne va conduce către directorul, rectorul și așa mai departe al instituției și cel mai bine este, dacă facem parte dintr-un comitet de genul acesta, cel mai bine este clientului, ne adresăm, domnule X, permiteți-mi să vi-l prezint pe directorul corporației noastre, pe fondatorul corporației noastre, pe președintele fundației noastre și așa mai departe. Dacă însă pur și simplu intrăm într-un birou, lucrurile devin ceva mai simple. Cel care face oficiul de gazdă, cel care ne-a invitat, întinde mâna, se prezintă. Cel mai bine este să nu întindem așa o mână și să-l îndepărtăm pe celălalt, cel mai bine este să întindem mâna flexată de aici din cot. Domnule
X sau Doamna X îmi face mare plăcere să vă întâlnesc, celălalt întinde și el mâna. Trebuie să fie o strângere rapidă de mâini, niciodată nu trebuie să dureze și un truc, să spunem așa, interesant, să avem întotdeauna un șervețel sau o batistă, dar un șervețel poros. Ne va fi util, de ce? Să ne ștergem mâna înainte să intrăm, să nu fie o mână transpirată, fiindcă contează și limbajul corpului, dar putem să ne mai supraveghem, să spunem așa, ținuta și inclusiv chipul, să nu avem fața transpirată. E neplăcut, să știți, în orice întâlnire. Mai ales în lumea afacerilor, utilizăm parfumuri discrete, neutre. O cursantă absolut fermecătoare la Fundația Calea Victoriei a venit și îmi spunea: ador parfumurile de la un anumit creator, sunt niște parfumuri tenace, de foarte bună calitate, somptuoase, dar merg mai degrabă pentru o întâlnire cu iubitul sau cu soțul și mai puțin pentru o întâlnire de afaceri. În lumea afacerilor, ideea este să avem mâinile uscate, curate. Putem folosi, eu știu, o pudră sau un săpun de bună calitate care miroase a lavandă, dar cam atât, mirosuri neutre. Nu trebuie să-l invadăm pe celălalt cu intimitatea noastră. Parfumul ține de intimitate, de senzualitate. Ori lumea afacerilor este o lume, să spunem așa, rațională, prin excelență. Ce ar trebui să facă un gentleman când are întâlnire cu o femeie de afaceri? Simplu. Așteaptă ca doamna să întindă mâna. Doamnelor, mare atenție, trebuie să așteptați, trebuie să fiți atente și să întindeți mâna domnilor. Sărutul mâinii nu se practică în lumea afacerilor, este un gest care datează hot din evul mediu și rămâne în sfera privată, este tipic sferei private. Să nu întindem cumva mâna așa, întotdeauna așa întindem mâna și domnii trebuie să dea dovadă de atenție când doamna întinde mâna, domnul imediat de mâna respectivă. Cămașe bleu perle, de cele mai multe ori recomand genul acesta de cămașe și mai puțin albă. Nu că o cămașă albă nu ar fi elegantă și frumoasă, dar se poartă ceva mai greu. Bleuul acela pal, aproape, că nu se vede cu bleuul, un alb ușor murdar bleu, e mult mai elegantă culoarea aceasta și se poartă mai ușor. Clientul, chiar dacă lucrăm de acasă, lucrăm, să spunem așa, în jeans și în pijama, în fața calculatorului, este bine că ne întâlnim cu un client să ne îmbrăcăm relativ conservator. De ce? Fiindcă clientul se gândește, în fond, îi dau o groază de bani pe mâna sau îi dau pe mâna acestei persoane un proiect la care țin. Oare e o persoană de încredere? De multe ori haina, să știți că inspiră ideea aceasta de încredere. Ce gafa am face, există o regulă de aur. Ne scuzăm. Și ne scuzăm sincer. Ne uităm în ochii celuilalt și spunem: vă rog să nu mă scuzați, nu am avut intenția să. Și continuăm cu greșeala făcută. Ce facem când uităm numele celuilalt? Se întâmplă. Poate ne-am întâlnit cu persoana respectivă la un eveniment de networking, am schimbat cărțile de vizită, am avut o conversație absolut încântătoare. Problema este că au apărut prea multe cărți de vizită, noi ne-am încurcat între nume și nu mai suntem atât de siguri că vorbim cu domnul sau cu doamna de la instituția nu știu care. În contextul acesta, ce putem face? Începem, să spunem așa, cu o frază care cât de cât calmează lucrurile. E o încântare să vă revăd, îmi face mare plăcere să vă revăd, chiar aș mai dori să continuăm discuția despre proiectul nostru. Dar în momentul acesta sufăr de un lapsus îngrozitor. Îmi puteți reaminti numele dumneavoastră? Persoana respectivă o să vă reamintească numele. Și continuăm discuția. Nu ne scuzăm însă de 10 ori în discuția respectivă că am uitat numele. Persoana se va simți chiar prost. Sunt manageri foarte tineri, poate au în subordine angajați la rândul lor, nu știu, directori adjunți, care au vârstă poate dublă decât directorul executiv sau cel care conduce, creierul afacerii. Care este formula de adresare în această situație?
Acum depinde ce, cum își dorește domnul care conduce instituția respectivă să-i ne adresăm. Fie adresăm domnule director, doamnă director, s-ar putea ca persoana respectivă să ne invite să ajungem la pertu, să ne tutuim. În contextul acesta acceptăm, dar nu din proprie inițiativă ne tutuim directorul, chiar dacă persoana respectivă este foarte tânără. Dacă ne invită, bine, dacă nu ne invită, rămânem la dumneavoastră. Totuși, este un moment când neapărat trebuie să-i vorbim cu domnule director sau doamnă director. Când vine cineva străin în instituția respectivă, un client, de exemplu, nu-l strigăm pe director, hei Andrei, vino, a venit clientul de la firma. Nu, în niciun caz nu facem acest lucru. Domnule director, haideți, vă invităm la întâlnire, a venit clientul de la, nu știu ce instituție, sau omologul de la departamentul financiar, să spunem. Sunt acele întâlniri de networking acum, gândite special pentru a schimba cărți de vizită, întâlniri, sunt discutate diverse proiecte și așa mai departe. Acolo neapărat suntem pregătiți cu acea cutiuță elegantă. Dacă ne încurcăm sau o pierdem, cel mai bine le avem în buzunarul jachetei, cărțile de vizită, și într-adevăr acolo schimbăm cărțile, nu e absolut nicio problemă. Ce facem însă dacă intrăm la, spunem că suntem la un prânz de afaceri sau la o întâlnire și așteptăm în primul rând să fim abordați de cei de rang mai înalt, de directorul instituției. Nu ne ducem să-i oferim de cum am intrat pe ușe cartea de vizită și în general nu împărțim cărțile de vizită în dreapta și în stânga. În contextul acesta aproape că părem o persoană neimportantă. Ni se va uita numele și se duce totul, se intră, să spunem așa, în uitare la grămadă de cărți de vizită. Legant este să așteptăm să se facă prezentările, să intrăm puțin în discuție cu celălalt, să schimbăm câteva idei și în contextul acela îi oferim și cartea de vizită cu următoarea introducere. Permiteți-mi să vă ofer cartea mea de vizită. A fost o plăcere să vă cunosc la această întâlnire. În contextul acesta, cel care o primește elegant oferă și el cartea de vizită. Ce facem însă când dorim cartea de vizită a unui, eu știu, fondator de corporație, profesor universitar, oricum persoană importantă și ceva mai în vârstă? Și am vrea eventual să intrăm într-o discuție, corespondență și așa mai departe, eventual ne adresăm, aș putea avea și eu cartea dumneavoastră de vizită, mă interesează foarte mult proiectul dumneavoastră și aș dori să vă întreb și așa mai departe. S-ar putea domnul cu pricina sau doamna cu pricina să vă spună, adresați-vă serviciului meu de secretariat, acolo veți primi toate informațiile necesare. Există această variantă. Cum sunt și foarte mulți fondatori de companii sau profesori universitari care oferă cu eleganță cartea de vizită. Și tot așa un secret care mi se pare interesant și vine tot din spațiul francez, întotdeauna francez, spunem așa, cu oarece abilități și profesionale, dar și sociale, are două cărți de vizită. Cartea de vizită profesională, dă în mediul profesional cu telefonul de serviciu, și cartea de vizită personală o oferă amicilor sau eventual, eu știu, colaboratorilor apropiați cu care deja, eu știu, își petrec weekendurile împreună, cine știe. De-a lungul timpului toți primim, să știți, oferte mai mult sau mai puțin interesante. Ideea este să nu trântim ușa în fața celui care ne oferă ceva, undeva, să nu ne enervăm, să nu închidem e-mailul respectiv și să-l aruncăm în, să-l ștergem sau la spam, spam-ul și să uităm, gata, e gunoi, nu contează. Elegant este, s-ar putea oferta să o primim de la un fost partener de afaceri. Cel mai bine este să-i răspundem. Stimate domnule, vă mulțumesc pentru oferta dumneavoastră, este interesantă. Din păcate, planul nostru sau proiectele noastre de afaceri pe anul acesta deja s-au finalizat sau deja ne-am făcut un, spunem așa, un orar de afaceri, un proiect de afaceri, dar în anul viitor, să știți, pentru anul viitor mă gândesc la acest, la oferta dumneavoastră, este interesantă și sper în viitor să colaborăm.
cerem scuze, scuzați-mă, îmi pare rău de această încurcătură, am discutat și cu domnul sau doamna. Dar îmi face o mare plăcere să vă revăd și a voastră. E o încântare să ne întâlnim astăzi, să mai vorbim de afacerile noastre. Alegem din start un restaurant care să corespundă profilului social al invitatului. Mai precis, dacă este o persoană modestă, retractilă, nu îl ducem în cel mai la modă restaurant din centrul capitalei. Avem grijă, poate este un oaspede străin și este cazat la un anumit hotel. Nu îl ducem din sudul în nordul capitalei și îl sucim prin, prin tot orașul. Avem grijă să alegem un restaurant aproape de invitat. Datul nostru care să corespundă gusturilor persoanei respective. Vorbim din timp cu chelnerii, somelierul și toți cei care asigură serviciul la restaurantul respectiv. Putem cere și așa numitul meniu orb, între ghilimele. Mai precis, noi vom primi meniul cu prețurile respective, pe când invitatul nostru va primi doar meniul cu felurile respective fără preț, tocmai pentru a-i oferi posibilitatea celui invitat să se simtă în largul lui, să se simtă bine, să comande ce își dorește. În calitate de gazde, chiar dacă organizăm totul la un restaurant, suntem obligați să venim din timp, să ajungem cu cel puțin 15 minute înainte la restaurantul respectiv. Nu comandăm nimic până vin invitații noștri. Dacă totuși ne dorim un pahar de apă minerală și așa mai departe, ne așezăm la bar și de acolo cerem un pahar de apă. În niciun caz masa așezată cu șervet și așa mai departe nu trebuie să fie deranjată. Ea trebuie să rămână impecabilă. În momentul în care vin invitații noștri, le oferim locul cel mai bun. Locul cel mai bun este cel în care vezi toată sala, vezi tot ce se întâmplă, dar tu aproape că ești invizibil, nu ești atât de bine văzut. Ideea este să se simtă relaxat celălalt. S-ar putea invitatul nostru să ezite, nu știe ce să comande, să ne întrebe. De aceea trebuie să cunoaștem tot meniul restaurantului, să știm care sunt felurile, să spunem așa, care fac deliciul invitaților. Așadar, suntem la curent. Putem să spunem de la bun început, dragii mei sau domnilor, vă invit să comandați homarul acela delicios în cine știe ce sos. Este și aceasta o opțiune. S-ar putea însă ca invitatul nostru să prefere un prânz rapid. În contextul acesta îl lăsăm să comande ce își dorește. Eventual poate comanda o salată și un pahar de apă și o cafea. Noi comandăm aproape la fel. Un singur fel, tot așa, un pahar de apă și o cafea. Nu ne apucăm să comandăm aperitiv, supă, eu mai știu ce, friptură și desert și invitatul nostru stă cu farfuria goală, practic a terminat salata. Ce facem însă dacă invers, invitatul nostru comandă ultra sofisticat, ultra complicat și ia tot meniul la rând, în contextul acesta comandăm și noi la fel, fiindcă este, de aceea e bine să alegem și în funcție de posibilitățile financiare restaurantul respectiv. Comandăm și noi la fel, iarăși este de prost gust noi să stăm cu farfuria goală și celălalt să mănânce. Bem sau nu bem alcool, m-au întrebat cursanți la o întâlnire de afaceri. Nu. Mai ales după stilul american, ideea nu este să comandăm alcool. Totuși, s-ar putea invitatul nostru să-și dorească un pahar de vin. Este în regulă să comandăm. Cel mai bine este să-l întrebăm pe celălalt. Vă doriți, v-ați dori un pahar, v-ați dori să gustați un vin alb, un vin grozav la acest restaurant, dar de cele mai multe ori, v-am spus, băuturile alcoolice se consumă eventual după ce s-a încheiat afacerea respectivă. Avem grijă să nu abordăm, întrebau cursanții, când începem discuțiile propriu-zise, discutăm de afacerea propriu-zisă, după ce am trecut de felul principal la cafea,
Chiar îmi spunea un cursant, nu știam de ce m-a invitat și întâlnirea dura și totuși discutam tot felul de lucruri așa din cotidian și în final, spre cafea, persoana respectivă a abordat problema propriu-zisă. De ce se spune că după ce ai mâncat, după ce ți-ai aprit felul principal, începi la cafea să discuți afacerile respective. Întotdeauna nu abordăm însă decât o singură problemă. Dacă într-un dosar amplu sunt mai multe probleme de abordat, o alegem pe cea mai importantă, fiindcă ideea este să nu ne lungim, să ne eternizăm la masa respectivă. După ce masa se încheie, întotdeauna trimitem un bilet de mulțumire pe un carton de bună calitate persoanei respective. Dacă însă preferăm corespondența e-mail, atunci imediat trimitem un e-mail și spunem persoanei respective, fie că ne tutuim sau nu, domnule director, dragul meu, sau așa mai departe, a fost o plăcere să ne întâlnim la această masă de afaceri, a fost un meniu absolut delicios. Regula de bază ar fi, cine invită, plătește. Așadar, domnul sau doamna care a invitat, ei sunt cei care plătesc. Ce facem dacă este o doamnă? Doamna este cea care invită, este directorul dintr-o anumită instituție. Și cei invitați sunt domni. Și domnii respectivi sunt într-o situație penibilă. Sunt domni mai în vârstă care eventual insistă. Vai, dar vreau eu să plătesc, nu se poate. Doamna răspunde elegant. Nu este absolut nicio problemă, nu plătesc eu. Plătește instituția sau firma v-a invitat la această masă, așadar departamentul de protocol este cel care reglează, să spunem, aspectele financiare. Întotdeauna plătim elegant cu cardul și un moment iarăși delicat. Dacă vine nota de plată ceva mai încărcată sau ni se pare nouă că ceva nu e în regulă, niciodată nu ne certăm cu chelnerul de față cu ceilalți. Situația este penibilă.